Ce spune teorema fundamentală a asemănării? Că toate unghiurile trebuie să fie egale, adică dacă avem triunghiul A, B, C, cu M, B, C, unghiul A cu M, unghiul B cu P și unghiul așa și toate trebuie să fie proporționale. Deci două triunghiuri sunt asemenea, definiția asta este. Dacă toate unghiurile și laturile, toate unghiurile sunt congruente și laturile sunt proporționale. Da. Corect. Da? Toate unghiurile sunt congruente și laturile proporționale. Și avem cazuri de asemănare. Și vă da cazuri de asemănare? Da, da. Adică... unghi, latru, unghi. Atenție. Deci două triunghiuri, dacă sunt asemenea, au toate elementele, unghiurile congruente două câte două și laturile proporționale. Acum, ca să fie asemenea, nu neapărat toate acestea trebuie să întâmple. Sunt suficiente niște lucruri. Da. Mai întâi, unghiuri. Două unghiuri congruente. Triunghiurile sunt asemenea? Sunt asemenea. Dacă au două unghiuri congruente? Exact. Uh-huh. Dacă au două unghiuri congruente, au imediat pe al treilea până la 180 de grade și înseamnă că au toate unghiurile congruente. Deci dacă două triunghiuri au unghiurile congruente două câte două, triunghiurile sunt asemenea. Adică scrie și raportul de proporționalitate al laturilor. Dar nu trebuie să toate unghiurile congruente. Suficient numai două, că al treilea vine până la 180 de grade. Că totdeauna sunt unghiurilor unui triunghi este 180 de grade, da? Corect. Deci să spunem. Cazul întâi. Cazul întâi de asemănare. Dacă triunghiul pentru triunghiul ABC și triunghiul A prim, B prim, C prim, avem. Ce avem? Doar două unghiuri congruente. Unghiul adică A congruent cu unghiul A prim. Unghiul A congruent cu A prim și B congruent cu B prim. Da. Atunci se înțelege că al treilea C va fi congruent cu C prim ca urmare a faptului că suma unghiurilor fac 180 de grade. Corect. Și din numai astea două, rezultă că triunghiurile luate în discuție, triunghiul ABC, asemenea, este asemenea cu triunghiul A prim, B prim, C prim. Deci triunghiurile sunt asemenea. Asta e primul caz. Asta e primul caz de asemănare. Și atunci poți să scrii, din clipa în care ai chestiunea asta, scrii ca o consecință, că dacă triunghiurile sunt asemenea, cum știam, și toate elementele celelalte sunt proporționale. Adică unghiurile, odată asigurate, laturile sunt proporționale și cum aveam AB supra A prim B prim egal cu AC supra A prim C prim și egal cu BC supra B prim C prim. Practic, la numărător scrieți laturile triunghiului ABC. Da, și la numitor al lui laturile celălalt. Și invers, dar important. A, deci scrii și asta automat. Deci, imediat apare chestia asta. Aha. Deci când ai asemănare, că pentru că asemănare vreau să spune unghiurile congruente și laturile proporționale. Okay. Acum, din toată chestia asta, avem primul caz de asemănare care presupune ce? Doar două unghiuri congruente. Okay. Adică, în final, subînțelegi toate unghiurile congruente. Da. Și atunci, imediat laturile sunt proporționale. Da? Imediat că da. Spunea că și unghiurile congruente și laturile proporționale. Deci, se numai două unghiuri. Bun. Mai adică să înțelegeți așa, mai copii. Triunghiul ăsta și cu triunghiul ăsta la altul. Nu s-o da? Nu, dar sunt asemenea dacă au două unghiuri congruente. Așa, să reu așa. Triunghiul ăsta A, B, C și A prim, B prim, C prim, dacă au unghiul A cu A prim și B cu B prim, ce o să înțelege? Să vine natural până la 180 de grade și atunci laturile se iese proporționale. Adică dacă eu triunghiul ăsta și îl pun peste ăsta, e asemănare perfectă. El este mai interior, mai micuț, nu? Așa ar veni. Și înseamnă latura asta
E toată la latura asta, corect. Egal cu asta, toată la latura asta, corect. Egal cu asta, cu toată la latura asta. Adică, rapoartele, așa. Nu se suprapun. Nu se suprapun, nu, nici vorbă. Dacă ar fi egale, s-ar suprapune. Da. Da? Dimensiunile. Ca, dimensiunile sunt, triunghiul este mai mic sau mai mare. Depinde cum apare acolo. Okay. Deci eu am arătat aici cum se întâmplă. Unghiurile sunt la fel. Deci unghiul ăsta, A, ăsta e A, B, C, ăsta cu ăsta. Și cu B, cu B. Și atunci vine și ăsta la tu. Cu ăsta, cu completare. Asta nu înseamnă încă că A, B este egal cu A prim, B prim. Da, nu. Deci zic așa. A, B. Supra A prim, B prim. Lui A, B, la A, B privește unghiul C. Unghiul C e congruent cu C. Din coace. C prim de aici. Și C prim se privește pe A prim, B prim. Deci așa se așează proporționalitatea. Cazul 2. Când cazul avem 2. Două proporționalități, AB supra A. Două laturi proporționale, da, și unghiuri. Și unghiul dintre ele. Da. Deci cum e? Două laturi. Nu, se scrie așa. Cazul 2, da? Cazul 2. Cazul 2. Aici a fost cazul 1, unghiul, nu? Unghiul. Unghiul. Cazul 2. Să aibă câte un unghi, nu două unghiuri congruente. Numai câte un unghi congruent. Și două laturi. Și laturile corespunzătoare care formează unghiurile proporționale. Aha. Deci cum îi? Latur, unghi, latură? Deci dacă, atenție, triunghiul A, B, C este asemenea cu triunghiul A prim, B prim, C prim, dacă și numai dacă, au câte un unghia congruent. Zicem A, da? Sau cum îmi pune? Câte un unghi. Adică, în paranteză, A congruent cu A prim, luăm ca exemplu, da? Câte un unghi congruent. Da. Și laturile, și laturile ce formează cele două unghiuri proporționale. Și laturile ce formează unghiurile respective, respective proporționale. Se spune în literatura mai departe, laturile omologe. Omologe proporționale. Adică, eu am scris în cuvinte, laturile care formează unghiurile respective. Dar să zici și laturile omologe. Adică, adică dacă e vorba de unghiul A, să înțeleg că AB... Facem acum. Cum? Uite. A, B, C și un alt triunghi. A prim, B prim, C prim. Și am luat câte un unghi. Adică unghiul A congruent cu unghiul A prim. Și imediat adaug că laturile care formează unghiul acesta A, adică A, B supra A prim, B prim. Să fie egal cu AC, nu? Deci A, B supra A prim, B prim. Să fie egal cu AC supra A prim, C prim. Deci dacă le arăta astea, gata. Deci dacă așa, atunci rezultă că triunghiurile A, B, C este asemenea cu triunghiul A prim, B prim, C prim. Și continuăm din asemănare și cu latura a treia, adică de aici rezultă că vedeți aici că avem AB sub A prim, B prim, egal cu AC sub A prim, B prim, A prim, C prim și n-am mai spus egal cu... Nu, am înțeles. Am, BC, n-am mai spus B, egal prim, cu BC supra B prim, C prim. Abia acum, după ce am asigurat asemănarea, voi putea continua și voi spune că avem de-a face AB supra A prim, B prim, egal cu AC supra A prim, C prim, lucru care l-am avut și egal mai departe, continui de șirul de egalități, scriu și raportul următor, adică BC supra B prim C prim. BC supra B prim C prim. Deci am venit și cu așa. De acord, da? Da, da, da. Și încă ceva, și celelalte două unghiuri sunt congruente. Adică unghiul B congruent cu unghiul B prim și C congruent cu unghiul C prim.
Deci, îndată... După ce am scris asemănarea, da, da, le scriem pe toate. Adăugăm și celelalte lucruri, cum spuneam, la congruență. Da, triunghiurilor. Când triunghiurile sunt congruente, da, și celelalte elemente sunt congruente două câte două. Noi aveam minimul necesar, da, dar completam că și celelalte le avem obținute. Super. Da? Asta e cazul 2 de... Da, și mai este cazul 3, am înțeles. Da. Deci, hai să revedem încă o dată. Două unghiuri, atenție, două unghiuri. Două unghiuri congruente. Deci două unghiuri congruente. Și le atrag între ele. Nu, 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 nu. Atenție, două unghiuri congruente, gata. Nu mai întreb nimic despre laturi. Corect. Sunt asemenea triunghiurile. Da. Și atunci, fiind asemenea, scriu laturile corespunzătoare. Că asta îmi lipsește. Deci câștigul meu, după ce am arătat că două unghiuri au câte două triunghiuri au câte două unghiuri congruente, deci sunt asemenea, eu pot să mă duc repede, scriu toate șirul de rapoarte. A, B, supra, prim, B, prim, egal cu acest, supra, B, prim, deci, practic, cazul 3 atunci? La cazul 3 trebuie să vedem mai întâi, scrii ceva, altceva. La cazul 3... Deci, ce zici, la ce caz e ăsta? Cazul 3. Cazul 2 l-am făcut acum. Da, nu, Miruna a zis că la cazul 3 cum e? Care e la cazul 2? Latură, latură, latură. Ba da, atunci când toate sunt proporționale. A, laturile proporționale. Am înțeles acum. Da, de-aia tot profesor nu înțelegeam, știți? Da. Deci, avem, hai să vedem, două unghiuri congruente. La al doilea am păstrat un singur unghi congruent. Da? Un singur unghi congruent. Un singur unghi congruent. Și la al treilea caz, nici un unghi nu mai am în seamă, dar mă duc la laturi acum. Aici a fost un unghi și laturile acelea două m-au venit acolo. Deci un unghi și laturi proporționale. Laturi omologe proporționale. Și cazul 3, cazul 3, toate laturile proporționale. Toate laturile proporționale. Adică AB supra A prim B prim egal cu AC supra A prim C prim egal cu DC supra B prim C prim. Și atunci rezultă, da? Că triunghiurile sunt asemenea. Triunghiurile sunt asemenea. Deci rezultă că triunghiul ABC e asemenea cu triunghiul A prim B prim C prim. Triunghiul A prim B prim C prim. Și fiind asemenea, rezultă că unghiurile sunt congruente. Toate unghiurile sunt congruente. Adică deci rezultă că unghiul A congruent cu A prim. Că unghiul B congruent cu B prim. Că unghiul C congruent cu C prim. Da, nu e greu. Da? Deci asta vreau să spun. Deci, asemănare, presupunem toate laturile proporționale și unghiurile congruente două câte două. Da. Asta e definiția. Două triunghiuri sunt asemenea. Dacă au toate laturile proporționale și unghiurile congruente, iar condiții suficiente, adică pentru a arăta că două triunghiuri sunt asemenea, este suficient să avem ori două unghiuri congruente și atunci câștigăm laturile proporționale, ori să avem un unghi și latură care formează congruente proporționale și atunci triunghiurile sunt asemenea și fiind asemenea înseamnă că și celelalte elemente. Și celelalte elemente neluate în discuție sunt proporționale la laturi, care putem vândura șirul de acolo, corect, cu un raport, și celelalte două unghiuri sunt congruente. Și când luăm toate laturile proporționale, nu luăm nici cări despre unghiuri, și deci avem unghiurile congruente. Da, am înțeles. Cred că Adi înțeles? Da. Da, deci deasupra unei deci. Nu bate el așa, n-așa. Da. Așa am venit pe ăștia. 1 de la pagina 143, de sus, sigur. Da. Adi, tu ai înțeles? Da. Deci astea sunt definițiile. Definiți și teoremele, care ne sunt de mare folos în problemele care le facem. Nu puteam să încep lecția. Da, eu, de exemplu, nu știam nimic. Sigur că da. Te bine m-ați ajutat foarte mult. Păi, da.
Și pe ei foarte tare că și-au adus aminte. Și pe ei tot atât de mult. Pe unii dintre ei. Da? Și acum să încercăm probleme. Se dau triunghiul ABC și triunghiul MNB asemenea. Deci am pus o proporție că sunt asemenea. Da. Atunci înseamnă că avem toate elementele la laturi proporționale și unghiurile, unghiurile congruente două câte două, da? Da. Deci avem așa, în ipoteză, triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul MP. Dacă AB e egal cu 8 cm, dacă AB egal cu 8 cm, AC 14 cm, AC egal cu 14 cm, BC 16, BC egal cu 16 cm și MP 7, MP 7, MP egal cu 7 cm. În concluzie, să aflăm lungimile laturilor MN. Deci MN egal cu cine? Și NP egal cu cine? Și MP? NP, NP. NP? Egal cu cine? Egal cu cine. Deci, dacă am un triunghi ABC asemenea cu triunghi MNP și am, iată, laturile date acolo, fiind asemănarea precizată, înseamnă că pot să scriu proporționalitatea. Adică, la numărător am să am triunghiul ABC, să zic, și jos am să am triunghiul MNP. Și atunci zic, AB din asemănare. AB supra MN egal cu BC, merg în litere, ABC, BC supra NP și egal cu AC, Adi, AC supra MP. MP. Deci din asemănarea triunghiului ABC cu MNP, nu știm AB. AB supra MN egal cu BC supra NP și egal cu AC supra MP. Da. Îl știm pe AB. Și echivalentul, traducem. AB, da, 8 supra, n-avem. Mână. Mână. Lăsăm. Mână. Lăsăm așa de clar. Mână. Egal cu BC 16. 16 supra. NP, nu-l avem. NP, nu-l avem. Notăm. Și egal cu? 14. 14. Supra 7. 14 pe 7 înseamnă 2. Da. Și acum luăm pe rând. 8 supra mână egal cu 2. Deci zicem 8 supra mână egal cu 2. Deci rezultă că mână. Da. Egal cu 8 pe 2. 8 pe 2 adică 4. Nu? Că vine 8 ori 1. Da. Supra 2, știi, la proporție. Mână egal cu 4. 4. Apoi 16 supra NP egal cu 8. 2. Cu tot cu 2. 9. Îmi rezultă că NP egal cu cât? 9. Deci 2 cu 9. 16 împărțit la 2 face 8. Corect. Nu? Da. 16 împărțit la 2 egal cu 8. Și terminat ești. Mână 4. NP egal cu 8. Și am aflat. Deci, din clipa că sunt asemenea, toate elementele sunt, laturile sunt proporționale și unghiurile sunt congruente două de două. Dar n-au nicio treabă cu unghiurile. Exact. Mergem mai departe. Problema 2. Se dau triunghiurile ABC și MNP asemenea. Lăsați parte de sus. Da? Da. Lăsați asemenea iar. Bun. Da. Măsura unghiului B egal 70 de grade. Deci dacă măsura lui B e 70 și măsura lui M și măsura lui M este 60 60 de grade, da, aflați. Da. Măsura unghiului A, măsura unghiului C, măsura unghiului N, măsura deci unghiului A B. Egal cu cine? Nu, toate unghiurile. Da. A, B, da, B îl știm. B îl știm, da. A, B, fără B, domnul fără B. A, C,
A, unghiul A, unghiul C, unghiul M. Dar M îl știm. M îl știm. M. M, nu, da? M și P. Și P. Dacă triunghiurile sunt asemenea, am proporționalitatea laturilor, nu? Nu ne trebuie aici. Deci că așa avea, numai unghiurile trebuie să le joc, exact. Da? Deci unghiul din triunghiul ABC am pe B, deci din triunghiul ABC, cunosc măsura lui B, egal cu 70 de grade, iar din triunghiul MNP cunosc doar măsura lui M, egal cu 60 de grade. Hai să-i aducem. Da? Ai vreo idee? Cum să facem? Dacă ele sunt asemenea? Ce înseamnă că sunt asemenea? Au două unghiuri. Adică unghiul A e congruent cu unghiul B. Unghiul A cu M. Așa. A cu M. Deci... Și pe M îl știm. Da. Oh. Atunci și pe asta. Hai, înțeles? Da. Zicem, din congruența triunghiul A, B, C e asemenea cu triunghiul M, N, P. Avem proporționalitatea. Da, rezultă de aici că aceea proporționalitate. Măsura AB, hai să scriem AB ca să înțeleg toată. AB supra M N egal cu BC B, supra NP N, P, egal cu AC supra MP MP și încă unghiul măsura lui A egal cu măsura lui M. Lui M, okay. Adică 60. Cum măsura lui M 60 egal cu 60 de grade. Da, după aia, măsura unghiului... Măsura lui B. Măsura lui B. Egal cu măsura lui N. În ordine care apar litere aici. A cu M, B cu N. Egal cu 70. Și egal cu 70 de grade. Și A cu măsura lui... Acum completăm. C cu B. C. Măsura unghiului C. C. Unghiul C congruent cu unghiul P, dar C-ul cât este? Nu ne-l dă, dar știm că triunghiul are suma unghiul 180 și 50. Da. Cât este? 50. 50 de grade. Deci egal cu 50 de grade. Termină problema. Cu 7 și cu 6, 13. Și cu 50, 180. Da? Corect. Acum vine. Vom mata la problemă. 6. În aceeași pagină, nu? Da. Trunghiul, se dă un trunghi ABC oarecare. Da. Vreau să fac un minut, 5 minute pauze. Încearcă să fie poate să un pic de apă, că am obosit complet. Lăsa numai picioare. Asta e momentul când am 3-4 ore și după 4 ore nu mă scoate. Și urmează și clasa. Mi-am pus cerneală ca fraier din ăsta. Adi, hai să fim atenți cu problema asta. Nu mai e la fel de ușoară, hai să o înțelegem. Adică e ușoară, dar hai să o înțelegem. După 3 ore de mate... Hai, crede-mă că nu sunt 3 ore. Nici 2 ore. Deci, problema 6, de la pagina 143. Dar nu sunt mai ore. Nu contează. Dacă nu-i nimic... Se înregistrează, Adi. În ipoteză. Avem triunghiul ABC, oarecare. D aparține lui AB. E aparține lui CB, astfel încât D e
este paralelă cu acesta. Știm că DB supra DA este egal cu 2 supra 1 și că AB e 9 cm, AC e 12 cm, BC este egal cu 15 cm. Aflați în concluzie perimetrul triunghiului BDE. Cum? BDE. Păi acolo unde am scris... Să facem un triunghi oarecare. Unde am scris DB supra 2 egal cu 2 pe 1, nu putem să scriem direct 2. Măi... Ai, poate îi trebuie 2 pe 1. E un raport. Direct 2. A, B, C. Acum D îl luăm pe AB. E îl luăm pe CB, așa încât DE asta să fie paralelă cu AC. Am luat, da? Bun. Acum știm că DB, adică asta, supra asta, e 2 pe 1. Cred că trebuie să iau un pic mai încoace. Paralela să o duc aici, dar nu contează. Așa. Și că AB e de 9, AC e de 12 și BC e de 15. Vreți să o iau mai încoace? Bine. Să aflăm perimetrul. Să avem BD. Haideți să plecăm de la ce știm. Da, conform teoremei tale. Demonstrație. Da. Conform teoremei tale, în triunghiul ABC, avem D e paralel cu AC. Avem D e paralelă cu AC, corect. Și rezultă conform teoremei lui Thales? Rezultă conform teoremei. Așa că BD supra DA supra DA egal cu BE supra EC. BE supra EC. Și egal cu 2 pe 1. Da. Știm asta de la... Din ipoteză. Da. Și ar fi BD plus DA supra DA, adică AB supra DA. Noi trebuie să aflăm ce? Perimetrul lui BDE. Da, și tocmai încerc să-l aflu. Adică la ăsta, mic. Da. Bun. Deci scriem... Și poate să aflăm fiecare latură, da? Da, și scriem BA supra DA. BA. Ce vrei să faci? BD plus DA supra DA. BD plus DA supra DA, adică BA supra DA. Ce vrei să scrii? Derivate, proporții derivate, da. Din, de la teorema lui Thales? Da. Între unghiul ABC? Uh-huh. Bun. Și atunci și rezultă că BD plus DA plus DA supra DA supra DA egal cu BE egal cu BE Plus E plus supra 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 E
Dar tu ai fi putut continua triunghiul ăsta de aici, asemenea cu la mare. Aha. Deci poți să zici triunghiul ăsta acum, da. E asemenea cu la mare, care toate, au toate unghiuri. Unghiul ăsta e comun. Da, corect. Ăsta de aici cât ăsta ca fiind unghiuri corespondente. E, cu că iarăși corespondente. Deci nu facem derivate. Nu, nu, nu. Pur și simplu scrim asemănarea triunghiurilor. Da, corect. Da? Să ajunge. Tot acum, dar scrim deodată. Și rezultă că triunghiul ABC, nu? Da. De asemenea. Și la asemănarea. Și scrim raportul de asemănare. Scrim raportul de asemănare. Adică AB se reduce. Că AB supra. Ziceți copii. AB supra. Ce AB? AB toată. Triunghiul ABC. AB supra DB. Supra DB, corect, triunghiul mic. Egal cu AC supra. Supra BE. DE. Și este egal cu BC supra cu BE. BE. Dar nici nu mă zice, domnul. Haideți să la numărător am fixat laturile triunghiului ABC. Da? Și la numitor laturile triunghiului BDE. Și am zis AB. AB-ul este privit de unghiul C. Unghiul C este cât unghiul E. Și atunci căutăm cine se opune unghiului, unghiului E, ce latură se opune. Este B, D. Nu înțelegeți? Bă, da, păi, am zis. Da? Deci de aceea, eu vă spun, când aveți două triunghiuri, în altă parte luați. Și ca să scrieți raportul de asemenea, zice așa. E AB-ul. Lui AB se opune în triunghiul respectiv unghiul C. Unghiul C e congruent cu unghiul E, din motive știute de voi, și unghiul E privește spre BD. Deci a zis AB supra BD. Egal cu AC. Am zis latura asta, AC. AC dintre unghiul ABC e privită de unghiul B. Dar unghiul B e comun. El se uite și spre DE dintre unghiul BDE. Deci a zis acest spre DE. Mai departe, BC a treia latură spre a treia latură. Corect. A treia pe a treia. Și acum vedem în șirul de rapoarte ce avem înlocuit. Deci zicem. Avem și rezultă. AB. AB care o știm. Da. AB 9 supra DB. Avem DB, nu. Nu ne zice. DB e de două ori DA. DB e de două ori DA. Zicem, 2 DA. Dar cu cine aș da că se vede DA? Avem undeva că BD... Da. BD e de două ori DA. Cu cine aș da acolo? Nu știu. Cu cine ajută? Scriem asta, vom vedea. Deci în loc de DB, DB zicem de două ori... DA. 2 DA. 2... D, A. Este egal cu AC, care este 12. Ziceți copii, supra DE, care nu știm. DE... Nu știm. Deci rămâne de aflat. Supra DE. Și este egal cu BC, care e 15. Supra... Supra BE, care nu știm. Supra, supra BE. BE e tot... BE e tot... BE e tot de două ori DA. Sau E că... E de două ori... Din același motiv, da? Pentru că... Da, e de două ori E că sau de două ori DA, nu e aceeași chestie. Corect, corect, corect. 2 DA. Și avem 9 supra 2 DA egal cu... Egal cu 15 supra 2 DA. Păi nu, da, e o greșeală acolo, să vedem. Da, e o greșeală. Ia să vedem. Tu ai zis așa, în loc de BE, BE, pui de două ori... E C. De două ori E C. Da. Dar nu de două ori E C. Da? Dar de două ori E C. E C. Am așa. BE... Egal cu două ori E C. Da. Din șirul ăsta din raport să vedem ce... ce știm. DE, DE... Noi trebuie să aflăm în laturile cărui triunghi... Fiecare. Deci, ca să facem perimetru. Așa, bun. Da, păi... știm. Am întrebare. BD supra DA egal cu BE supra EC și egal cu DE supra AC. Cum? Ai zis mai rău? BD supra DA. BD supra DA. Nu e egal cu BE supra EC. Da. Sigur că da. Și egal cu AC supra DE. Nu. Nu. Pentru a-ți derivate, în deci nu se poate.
Însă, tu ai B, D supra D, a știut, nu? Da. B, D supra D, a este 2. 2 pe 1. Înseamnă că... Și B e supra E. B, A, cât e de mare? Dacă e, B, D, e de 3 ori D, da. E A. Da. Ăla e 1 și ăla e 2. Dacă avem, plecăm de la asta. B, D, B, D supra D, A. B, D supra D, A egal cu 2 pe 1. Adunăm la la numărători, Miruna, adunăm la numărători pe DA. Da. Și pe 1, da? Deci echivalent cu a spune că VD plus DA supra, hai să facem invers, că VD între linii, invers facem. Adică pe VD lăsăm și adunăm numărătorii la numitor. Și zicem VD supra BD plus DA este egal cu 2 supra 2 plus 1. Repet. Din raportul ăsta, Adi, te rog să urmărești, hai. Din proporția care dă autorul că BD supra DA egal cu 2 pe 1, adunăm numărătorii la numitor, știm din anul de anul trecut, obținem proporții derivate. Și vine BD supra BD plus DA egal cu 2 supra 2 plus 1. Și acum dăm egal cu 2 pe 3. Da? Dar cine este BD supra plus DA? AB. AB. Și apare că BD supra AB egal cu 2 pe 3. Și dacă am întoarce, ar fi ca AB supra BD, pentru că ne trebuie acolo, vezi că acolo scrie AB plus DB. Da, dar l-am aflat pe BD. Egal cu AC plus DE. Și de aia noi nu știm pe DB. Ba da, acum l-am aflat. Acum l-am aflat, tocmai de 6. De aici, Miruna, cum AB știut, e știut, cât este AB? 9. 9. Și vine BD supra 9 egal cu 2 pe 3. Supra 9 egal cu 2 pe 3. De unde rezultă că BD BD egal cu 6, nu? 2 ori 9 pe 3, da. 2 ori 9, 18 pe 3, 6. Da? Da. 6. Am aflat pe BD. La fel și BE. Da. BE, analog, este 2 treimi din BC. Pentru că poți să spui, aici a fost BD supra DA, nu? Da. Acum BE supra EC, BE supra EC este egal cu 2 pe 1 din teorema lui Thales. Da, o paralelă în parte pe cel doi segmente proporționale. Adică cum e BD supra DA, e și BE supra EC. Da, da, da. Deci tot 2 pe 1. Și adunăm din nou numărătorii la numitori. Și apare BE supra, vorbește de dumă, BE supra. BE supra EC plus BE. EC plus BE. Egal cu 2 supra 1 plus 2. 1 plus 2. Adică, deci rezultă că BE supra BC. Tot supra BC, da. Egal cu 2 pe 3. 2 pe 3. Și pe BC îl știm. Da. BC e 15. Deci BE supra 15. Ce să spun? BE supra 15 egal cu 2 pe 3. Deci rezultă că BE egal cu 15 pe 30, 10. Deci egal cu? 10. BE egal cu 10, bine? Da, da. Deci BE, ia să scriem și sus, că BE 10. Este egal cu BE 10. Cu... Da? BE egal cu 10. Așa, și BD egal cu 6. BD egal cu 6. Analog și pentru celălalt DE. Așa putem să spunem pe DE. Dar scriem raportul de asemănare acum. Sigur că da. Avem AB supra BD. Da. E scris de așa raportul de proporție. A, da, putem și. Să zicem acum AB. Înlocuim direct. Direct. Adică AB 9. 9 supra. DB 6. 6. Egal cu AC care e 12 supra DE care tot nu știm. Nu știm.
Da, și egal cu BC care este? O știm, 15. 15. Și egal cu E care l-am aflat? 10. 10. Deci, egal cu 2 pe 3. Același raport din ei. Că 10 pe așa face 3 pe 2, pardon. 3 pe 2. Da. Atunci vine că 12 supra DE, 12 supra DE egal cu 3 pe 2. Adică DE e egal cu 24 supra 3, DE e egal cu 8. O DE e egal cu 8. 10, 6. Da, și perimetru e supărat. Perimetru banal. Da. Hai să vedem ce a fost aici. Trebuia să scrim raportul teorema lui Thales. Da, corect. Adică BD supra DA egal cu BE supra EC. Cum BD supra DA știam și raportul BE supra E. Și obținem un raport de derivate care a însemnat ce adunăm numitorii la numărător. Pentru că... Da? Sau numărător la numărător. Să facem sinteza. Sinteza, da? E 40, tot venit. Da, da. Mai face și mâini. Mai erau două probleme, mai fac și mâini. Da. Adică nu-s greu. Deci ce spuneam? Ce-am făcut întâi la algebra. Algebra, operații cu fracții. Cu radicale, în primul rând. Hai să spunem, da. Raționalizare. Corect. Numitorilor. Raționalizare numitorilor. Apoi, operații cu radicale. Proprietățile radicalilor. Da? Proprietățile radicalilor. Ce-am mai făcut? Am făcut distribuirea numărătorului. E, acest asta e la operații, nu? Da. Hai să ducem la geometrie. La geometrie asemănarea. Asemănarea triunghiului, cazuri de asemănare. Cazuri de asemănare, corect. Cazuri de asemănare. Și teorema, am avut și nevoie de teorema lui Thales. Corect. Și probleme. Corect. Cam asta a fost. Da. Da. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe propunere și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Să nu uite, să nu uite că ne supărăm. Ne supărăm. Dar i-am spus, parcă vă și văd.